Ambalistele slătinene au intrat pe teren decise să arate că pot face față jocului oricărei echipe de top. Ele au reușit să deschidă scorul pe tabela de marcaj prin Lorena Ostase. Au continuat să se afle la crâma jocului până în minutul 23, după care au început să cedeze în fața jucătoarelor gazdă, care au înscris de patru ori în timp ce elevele Victorinei Bora au făcut-o o singură dată. La revenirea de la vestiar, buzoiencele au mai înscris de două ori, fără să primească vreun gol, Ambalistele slătinene ratând de patru ori consecutiv, trei dintre aruncări fiind ale Lucianei Popescu. În ultimele 10 minute de joc, gazdele au fructificat fiecare atac, în timp ce echipa municipalității slătinene a înscris doar sporadic, astfel că la finalul timpului regulamentar tabela de marcaj indica victoria gloriei cu 26 la 20. Dacă meciul trecut Victorina Bora era supărată pe evoluția jucătoarelor tinere, de data aceasta pare că rezultatul obținut de CSM a fost influențat de Luciana Popescu, cu rentabilitatea aruncărilor de doar 30%. Diferența nu a fost așa de mare pentru că, în ciuda celor trei aruncări ratate, Lorena Ostase și-a făcut datoria față de echipa care a format-o și a înscris la Buzău de 12 ori. Indiferent de rezultatul dintre CSM Deva și Dacia Mioveni, echipa slătineană continuă să se mențină pe poziția 11-a clasamentului, ca urmare a golaverajului, dacă echipa argeșană nu câștigă în Ardeal la o diferență mai mare de 26 de goluri.